haideți să stăm cu toți în picioare. Și din Sfânta Evanghelie după Luca, capitolul 24, începând cu versetul 13. Sfânta Scriptură, pagina 1023, Evanghelia după Luca. Capitolul 24, începând cu versetul 13. În aceeași zi, iată, doi ucenici se duceau la un sat numit Emaus, care era la o depărtare de 60 de stadii de Ierusalim, și vorbeau între ei despre tot ce se întâmplase. Pe când vorbeau ei și se întrebau, Iisus s-a apropiat și mergea pe drum împreună cu ei. Dar ochii lor erau împiedicați să-L cunoască. El i-a zis, ce vorbe sunt acestea care le schimbați între voi pe drum? Și ei s-au oprit uitându-se triști. Drept răspuns, unul din ei, numit Cleopa, i-a zis, tu ești singur străin aici în Ierusalim de nu știi ce s-a întâmplat în el în zilele acestea? Ce? I-a zis el. Și ei au spus ce s-a întâmplat cu Iisus din Nazaret, care era un proroc puternic în fapte și în cuvinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului norod. Cum preoții cei mai de seamă și mai mari noștri l-au dat să fie osândit la moarte și l-au răstignit. Noi trăgeam nădejde că El este acela care ne va izbăvi pe Israel, dar cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. Ba încă niște femei ale noastre ne-au pus în uimire, le s-au dus dis de dimineață la mormânt, nu i-au găsit trupul și au venit, s-au spus că ar fi văzut și o vedenie de îngeri care ziceau că El este vin. Unii din cei ce erau cu noi s-au dus la mormânt și au găsit așa cum le spuseseră femeile, dar pe El nu l-au văzut. Atunci Iisus le-a zis, o nepricepuților și zăbavnici cu inima când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii. Nu trebuia să supere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa? Și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. Când s-au apropiat de satul la care mergeau, el s-a făcut că vrea să meargă mai departe. Dar ei au stăruit el și au zis, rămâi cu noi, căci este spre seară și ziua aproape a trecut. Și a intrat să rămână cu ei. Pe când ședea la masă cu ei, a luat pâinea și după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o și le-a dat-o. Atunci li s-au deschis ochii și l-au cunoscut. Dar el s-a făcut nevăzut dinaintea lor și au zis unul către altul, nu ne ardea inima noi când le vorbea pe drum și le deschidea scripturile? S-au sculat chiar în ceasul acela, s-au întors în Ierusalim și au găsit pe cei 11 și pe cei ce erau cu ei adunați la un loc și zicând, a înviat Domnul cu adevărat și s-a arătat lui Simon. Și-au istorisit ce le se întâmplaseră pe drum și cum l-au cunoscut ca frângerea pâinii. Amin. Haideți să ne rugăm cu Dumnezeu cineva care dorește să facă această plăcere. Doamne, înainte ta, mulțumim pentru tot ce a fost astăzi în casă ta. Primește, Doamne, lauda copiilor, lauda tinerilor, lauda noastră. Acum, Doamne, dorim să te ascultăm de tine. Pentru aceasta, mă rog să-ți binecuvintesc. Mulțumim pentru mine. Îți place, Doamne, de ce te plâng, pe care are putea medica propovedirea Cuvântului. Îmi place de Duhul Sfânt. Ca să putem cura de puterea ta prin Cuvântul ta, Doamne. Doamne, dacă sunt aici oameni care te doresc triști, Doamne, transformă-le tristețea în bucurie. Fă-ți de slavă, Doamne, de tot, cu tot ce-i faci. În numele Domnului Iisus. Amin. Vă rog să ne ocupați sufletele. Nu sunt eu așa foarte protocolar. De obicei, dar de data asta trebuie să vă aduc salutul fraților din diaspora.
fiindcă m-a rugat în mod insistent unul dintre prezbiterii bisericii din Viena, Emanuel, să vă spun salutări la frații din Viena, în special, și de asemenea de la cei din Gleisdorf. Acolo este o comunitate mai mică, dar foarte dinamică și ne bucurăm de frații și de prietenii noștri care sunt în bisericuța aceasta, care a plecat practic de la un grup de rugăciune și care în prezent numără aproximativ 30 de persoane. Închinarea îi autentică și l-am văzut pe Domnul lucrând în felurite chipuri inimaginabile, în probleme cât se poate de practice ale noastre. Oameni ce au mărturisit păcate, familii aflate în pragul divorțului sau în păcat, prin pocăința serioasă a ambilor, și așa mai departe. Vă spun lucrurile astea ca o bucurie a mea și ca o încurajare pentru fiecare dintre noi, fiindcă dacă te simți păcătos, e foarte bine. Și dacă știi că Dumnezeu încă mai poate să-ți dea harul pocăinței, e și mai bine. De aceea, în seara asta, pentru astfel de lucruri, stăm înaintea Cuvântului. Nu de obicei, că atâta curaj am fi avut să modificăm un pic programul și să nu fie predică în seara asta. Dar noi suntem înaintea Cuvântului, fiindcă noi credem, și fiți atenți la termenul acesta, pentru seara care stă în față, noi credem că El are o putere extraordinară. Noi credem în viața acestui cuvânt. Noi credem în viața acestui cuvânt. Pe care descrie Scriptura ca și o sabie cu două tăișuri, în stare să pătrundă unde nu poate pătrunde nimic altceva, în stare să opereze. Nu poate opera nimic altceva. Extraordinar. Am fost cu diferite ocazii în multe case cu necazuri și cu probleme și ca și în cazul pe care l-am întâlnit mai devreme, am văzut ce putem face noi și ce poate să facă Dumnezeu. Și cum am stat cu orele și cu ceasurile și am discutat și am vorbit și iar am discutat și iar am povestit și iar ne-am străduit și ne-am chinuit. Și într-o zi a venit persoana cauză la mine și îmi zice, m-am pocăit. După zeci de discuții și ore de discuții în care fiecare ținea așa foarte tare de părerele. Și i-am zis așa cu tot respect înaintea Domnului, zic, mi place foarte bine ce aud, dar nu pot să te cred, nu te pot crede. Am văzut prea multe și așa de curios să văd lucrarea asta Domnului în mine. Și am văzut-o, nevoie de susținere și de rugăciune în continuare, dar Domnul e mare și face mari minuni. Și toate întâmplările astea m-au pus pe gânduri. Mesajul de astăzi e cumva inspirat așa din frământările acestea. Fiindcă cu ajutorul Domnului aș vrea să vorbesc astăzi despre credință. Fiindcă cred că avem o problemă ca și biserică în contemporaneitate sau ca și creștini, de orice culoare sau denominațiune am fi, cu credința. Dacă ne iei la bani mărunți, nu știu cât de adevărat credem lucrurile cântate, proclamate, poemizate, puse în scenete, în piese de teatru și așa mai departe. Nu știu cât de mult din toate lucrurile acestea le credem cu adevărat. De unde ajung la concluzia asta? Fiindcă credința adevărată în viața unui om aduce o dinamică extraordinar de mare. Un om care crede e ca un motor pe care nu-l poți opri. Nu trebuie să stai să-l împingi de la spate, să-l ademenești cu programe, să-l captezi cu laude. N-are nevoie de nimic așa ceva. Un om care crede
Este exact ca explozia aceea a Evangheliei. Este un om dinamic, un om hotărât în toate căile lui. Poate să nu știe multe. Nu-i neapărat să fie un intelectual, nu-i nici neapărat să fie la credință de 100 de ani. Important e ca toate realitățile astea cântate, spuse în poezii, proclamate și așa mai departe, să fie crezute. Fiindcă la înviere, oamenii s-au împărțit în aceste două categorii, mari și late, și ele există până astăzi, din păcate vor exista până la venirea, la revenirea Domnului Iisus Hristos. Vor fi oameni care cred și oameni care nu cred. Acum, ca să ne fie de folos timpul pe care îl petrecem în seara asta, ar fi important să nu te rezumi așa la o analiză superficială și să o spui, eu cred, fără să-ți dai timp de analiză, de meditare. Aș vrea în seara asta mai degrabă să spui, eu cred, la final. La finalul mesajului să spui, eu cred. De ce? Fiindcă cuvântul ne dă ocazia să ne verificăm ca de altă dată. Este oglinda aceea în care te poți uita foarte simplu. Să te vezi cine ești cu adevărat. Ne-aș dori din toată inima ca finalul mesajului acesta să fim credincioși. E mare lucru să fim un credincios. Mare. Tânăr, bătrân, român, de altă naționalitate, fie că trăiești în postmodernitate sau 100 de ani în urmă ai fi trăit, e mare lucru să fii un om credincios. Întâi de toate, aș vrea să anulez așa niște posibile preconcepții. Un fel de a gândi. A unora dintre noi, poate. Mai vechi sau mai noi, între ale credinței, între ale bisericii. În primul rând, să fii credincios nu-i sub nicio formă un lucru demodat. Să fii credincios nu e un lucru demodat. Adică, foarte mulți dintre noi, mai ales în mod special generația tânără, are impresia că credința, cele sfinte în general, nu se potrivesc pentru omul contemporan, nu se potrivesc pentru vârsta asta, nu dă bine. Unde ai văzut tu adolescent plin de Duhul Sfânt? Unde ai văzut tu tânăr plin de dragoste pentru Domnul, pentru slujire și așa mai departe? Adolescența e cu treaba ei, tinerețea e cu treaba ei, bătrânețea eventual s-ar putea să fie potrivită pentru credincioșia despre care vorbește Scriptura. Falsă. Să fii credincios e cea mai frumoasă podoabă pe care ți-o poți pune pe tine, din tinerețea ta și până la finalul istoriei. Nu există o podoabă, cu ghilimele de rigoare, mai frumoasă decât credincioșia și dumneavoastră, dacă sunteți sinceri, o să-mi dați dreptate. Mulți oameni sunt frumoși în multe feluri. Pot fi și fizic frumos, dar pot fi și sufletește sau te încântă prin capacitățile lor intelectuale și așa mai departe. Dar în final, trăind în viață și lovindu-te de diferite situații, realizezi că nu-i nimic mai frumos decât credincioșia într-un om. Nimic mai frumos. De aceea, tare bine ar fi să ne debarasăm de mentalitatea asta. Cum că a fi credincios e ceva demodat, ceva nepotrivit, expirat, într-un sens, ceva pentru bătrâni, ceva pentru cei care s-au specializat, așa, focalizați pe zona asta. Asta e primul lucru. Al doilea lucru cu care avem probleme e că, datorită proastelor exemple pe care noi înșine, uneori ni le-am dat, avem impresia că credincioșia e imposibilă. Foarte mulți dintre noi, în mintea noastră, gândim așa. Da, avem curaj să o spunem cu voce tare, nu-i contextul la adunare. Dar foarte mulți dintre noi avem impresia că credincioșia e totuși teoretică. Fiindcă zicem noi, în mintea noastră, hai să fim sincer, dacă ne luăm la bani mărunți, nu suntem niciunul cum trebuie. Deci, nu prea e practic nimic din ce se vorbește. E frumos,
respectăm, apreciem pe cine poate, dar nu-i pentru noi. Față. Se poate, pot să fii credincios, putem fi credincioși, suntem chemați să fim credincioși în 2015, în generația actuală, este posibil. Nu lăsa gândul acesta să te ducă unde nu ai vrea să ajungi. Crezând în mintea ta că toate lucrurile astea sunt teoretice, nimeni nu le poate trăi, nimeni nu le poate respecta. E fals. Și o ultimă mediahnă, sau... Avem impresia uneori că faptul că mântuirea vine prin credință anulează importanța aceasta a credincioșiei, credinciosului, dacă îmi permiteți expresia. Avem impresia că odată ce am primit mântuirea aceasta prin har,